Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. În această seară vom discuta despre o nouă afacere, marca Liviu Dragnea, mai exact despre o afacere parafată chiar ieri după amiază, un transfer de teren, 700 de metri pătrați din portul Turnu Măgurele, către, cine credeți, șoferul lui Liviu Dragnea. O să vă explicăm exact despre ce e vorba, avem aici și toate documentele care demonstrează acest lucru, o solicitare la care Consiliul Local Turnu Măgurele răspunde în condițiile în care această solicitare a fost depusă pe data de 27.04.2017, deci foarte rapid a fost soluționată această cerere din partea firmei Danubius Travel International SRL, cea deținută de șoferul domnului Liviu Dragnea. Vă prezentăm documentele, vorbim și despre misterele acelei arhive arse din județul Ilfov, pentru că e prea multă liniște în jurul acestui subiect, având în vedere că acolo au ars documente foarte, foarte importante, inclusiv unele care au legătură cu fondurile europene, cum au fost cheltuiți acei bani europeni. Ministerul Dezvoltării transmite însă că, într-adevăr, avea niște documente în această arhivă, dar nu erau depozitate actele în acea hală, ci într-o altă hală care nu a ars. O să încercăm să dezlegăm toate aceste mistere și vorbim și despre arhiva SIPA, că tot vorbim aici de fiecare dată despre arhive și despre documente, pentru că cei de la evenimentul zilei o să prezinte mâine în ediția print un document bombă, o analiză din care rezultă, o avem și noi aici și o să o discutăm pe larg, din care rezultă că doamna Monica Macovei și Dan Tăpălag ar fi intrat timp de 6 ore în arhiva SIPA și chiar ar fi plecat de acolo cu registrul de intrări-ieșiri. Dan Tăpălagă spune că o să dea în judecată evenimentul zilei. O să analizăm toate aceste subiecte. Vă prezint invitații, domnul Dumitru Coarna, președintele Sindicatului Polițiștilor și al personalului contractual. Bună seara, bine ați venit, domnule Coarna. Nu voiam să mă corectați. O să discutăm și despre legea salarizării, pentru că astăzi a fost tâmbălău mare în România. Nu s-a încheiat. Foarte bine. Andrei Bădin, jurnalist Flux 24. Bună seara, Andrei. Bună seara. Dan Bucura, jurnalist PS News. Bună seara, Dan. Și domnul Florin Constantin Durgheu, avocat. Bună seara, domnule avocat! Rămâne, mulțumesc pentru invitație! Haideți să arătăm aceste documente pe care colegul nostru de la Flux 24, Andrei Bădin, le-a obținut în exclusivitate și le prezentăm și noi. Este vorba despre documentele care arată modul în care s-a făcut transferul acestui teren de 700 de metri pătrați, unde ce credeți că face șoferul lui Liviu Dragnea? Cort denunți. Am aici expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Turnu Măgurele în suprafață de 700 de metri pătrați, situat în incinta punctului de control și trecerea frontierei cu Bacul la Turnu Măgurele, România, Nicopol, Bulgaria. Avem și raportul de fundamentare comun la acest proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii acestui teren, raport de fundamentare și, de asemenea, hotărârea Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele. Este interesant ce scrie aici, în expunerea aceasta de motive. Înainte să-i dau cuvântul lui Andrei Bădin să ne explice exact ce cu firma asta, vreau să vă citesc din expunerea de motive un paragraf. Conform principiului autonomiei locale, autoritățile administrației publice locale au capacitatea efectivă de a administra și gestiona numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale. Deci decizia aceasta a fost luată cu siguranță în interesul locuitorilor din Turnul Măgurele și vă spuneam că cererea venită de la șoferul lui Liviu Dragnea a fost depusă pe data de 27.04.2017, deci într-o lună a fost soluționată această problemă. Și mai e un amănunt absolut fabulos. Înainte să se ia decizia în Consiliul Local, băieții s-au dus să amplaseze cort denunți la fața locului, pentru că erau siguri că e o chestiune de timp și de formalități să se pună semnătura și ștampila. Te rog, Andrei. Da, această firmă care a obținut ieri acest contract de închiriere, atenție, nu e niciun preț în el. Se spune că prețul va fi stabilit cu altă ocazie, nu se știe exact când. Deci firma SC Danubius Travel International aparține unui domn numit Mădălin Ioniță, este șofer, este cunoscut ca șoferul domnului Dragnea și băgat în multe afaceri dintre firmele din Telorman și nu numai. Interesantă este amplasarea acestui teren, adică acest teren este buză în buză, lipit de fapt, cu altă afacere care se numește Briza Dunării,
care aparține fiului lui Liviu Dragnea și acestui domn. Acolo este un restaurant, un club de manele și o plajă. Asta au băieții acolo, cred că aveți și voi fotografiile cu marile petreceri, cu manele care se întâmplă acolo. Noi am făcut niște fotografii sâmbătă în locația asta, pe terenul alăturat, care urma să intre ieri după amiaza la ora 16 la votul Consiliului Local și, cum ai spus și tu, băieții deja veniseră și instalaseră cortul de nunți. Este vorba de ce unul dintre cele mai mari corturi de nunți, 700 de persoane. Care l-au pus acolo deja, lângă cluburile acestea. De fapt, din acest port, BAC, trecere cu BAC-ul, de acolo pleacă și cerealele pe care le produce Tel Drum spre diferite zări din lumea aceasta, fiindcă Tel Drum, printre altele, are și afaceri cu cereale. Acest Ioniță, șoferul lui Dragnea, a fost implicat în celebra afacere Modern, prin care domnul Dragnea a pus una pe Han, pe o grămadă de chestii, acea afacere de 18.000 de metri pătrați, care era vreo 20.000 de dolari acum câțiva ani și a fost preluat apoi de către domnul Dragnea însuși. Interesant este că în urmă cu câteva săptămâni, guvernul a dat o hotărâre de guvern prin care sprijină financiar primul centru de agrement. Se cheamă sprijinirea financiară primului centru de agrement. Dacă băieții ăștia au club de manele, plaje, restaurante și ce mai au pe acolo și mai nou club de nunți, cred că se califică să primească și sprijin de la stat. Într-unul Măgurele, domnul Dragnea este cetățean de onoare. Și primarul de acolo, acest domn Dănuț, cu clarific atenție pe proiect, scrie inițiator primar. Deci primarul, membru PSD de frunte, azi, oameni, ce să facem? Trebuie să facem și noi. Să lărgim clubul lui Dragnea Junior, să-i mai dăm încă 700 de metri pătrați să-și facă și o... Nu, da, eu am această curiozitate. Citesc din acest raport de fundamentare, chiar așa se numește, așa. Comun, la proiectul de hotărâre privind aprobarea... Citește penultimul paragraf, care e genial. Aprobarea închirierii unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Turnu Măgurele, în suprafață de 700 de metri pătrați, situat așa. Și, domnule, scrie aici foarte, foarte, foarte clar. Procedura de închiriere. Prețul de închiriere al terenului și caietul de sarcini și instrucțiuni pentru ofertanți vor fi supuse dezbaterii și aprobării Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele ulterior întocmirii raportului de evaluare. Păi, ești deja acolo. Și mai spune aici, proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii terenului nu știu ce, este necesar și oportun, deoarece duce la realizarea de venituri la nivelul autorității, bla, 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 creează locuri de muncă și duce la dezvoltarea economică la nivelul municipiului. Bine că n-a spus și dezvoltarea culturală cu clubul de manele, care îi aparține fiului domnului Dragnea și șoferului, că văd că e o frăție aici, în zona asta, ceva de nemai văzut. Sunt foarte multe chestii, ulterior. Deci băieții sunt instalați deja acolo, funcționează, fac nunți și chiria mai vedem noi cât și cum. Cine să mai facă nunți în țara asta, că sunt căcați tineri. Nu, dar iarăși, citesc din această hotărâre a Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele. La articolul 1, se aprobă închirierea prin licitație publică. De ce licitație? Deci... că au votat în Consiliul Local. Păi și? Și spune în hotărâre că este pentru firma, spune foarte exact, clar aici. Exact, este numele firmei, Danubius, da. Trebuie... Deci o dă lor la ce că face licitație. Și aici aveți, vorbește despre licitație publică a unui teren în suprafață de 7 metri. Dați-i drumul la parchet. Eu să-i dau drumul la parchet, parchetul ce păzește. Păi dați-i drumul la parchet dacă nu. Noi avem documentele aici, dacă le solicită cineva, nu că facem noi vreo... Și documentele semnate, parafate, uitați aici. Dacă lucrurile stau în logica asta și aici sunt probabil încălcări ale legii, nu știu eu acolo stau... Ia uitați, domnul avocat. Dincolo de povestea asta, noi vorbim despre 700 de metri pătrați de teren, deci nu e vreo mega afacere, mega turn. De domeniul public al statului, domeniul public nu poate fi vândut, poate fi doar închiriat sau concesionat. Dar cum Dumnezeului vine firma șoferului lui Dragnea, depune cerere acum o lună. Cum multe grijă și băgare de seamă? Acum o lună a venit cu solicitarea. El avea lângă, domne, deci șoferul și cu fiul au lângă celebrele cluburi, restaurante și plaje, că au și plaje. Și plaja se continuă pe terenul acesta. Și au zis, domne, luăm și terenul ăla, lăsăm de izbeliște așa portului. Dar spune-mi, această firmă care aparține șoferului domnului Liviu Dragnea, să putem presupune că e a lui sau e a șoferului, i-a dat nu, și nu, apare ceva pe numele șoferului. Acum că domnul acesta Ioniță e băgat în tot felul de afaceri și apare în foarte multe afaceri ale domnului Dragnea, inclusiv în asta cu fiul, cu clubul, e cunoscut în zonă, nu mai e niciun secret.
Bun, dar noi tot discutăm despre afacerile pe care le fac băieții ăștia în Teleorman, tot discutăm la televizor și văd că în continuare au curajul să-și facă tot felul de aranjamente. Doamna Coarnă, ele se prezumă fericite. Acum, știu eu, noi avem o opinie dintr-o singură parte. În momentul în care analizăm actele aici, juridic, nu avem toate actele, avem doar ce ne pune la dispoziție domnul jurnalist. Nu, ce s-a dat în Consiliul Local? Okay, eu știu așa din experiență că trebuie să analizez și să întreb ambele părți, după care vedem noi fondul problemei, dacă dosarul este în regulă sau nu este în regulă. Mi-e greu să mă pronunț domnul la prima vedere. Aici problema este că e șoferul și cu fiul care are... Păi și ce e ilegal? E ilegal să fie... Nu, domne, dar cum a luat ăștia tot județul? Vorbeam de legalitate. Păi cu respectarea legii. Păi terenul de vânătoare că te-a luat 80 ceva de hectare, nu facă. Păi de acum a luat toată țara asta. Cum s-a dus, domnul, toată țara asta? Cum au tăiat toată țara asta, toți pomii? Cum dată pădurile? Cu respectarea legii. Păi nu mai mir, pe tău mai de ce să văd că nu mă mir. Păi nu așa s-a luat. Păi e cineva condamnat că au dispărut mii de hectare de... Doamne, dar clubul e frumos, trebuie să spunem. Și mare. Clubul ăsta, să zic, că urmă mă afectează mai mult să mă gândim. Vă trebuie să facă și acolo. Pentru care analiza dumneavoastră? Pentru a veni mai aproape de adevăr, ideea este următoarea. Am hotărârea în față pe care mi-a spus-o acum la dispoziție. Nu sunt avocatul lor, dar constat următorul lucru. În această hotărâre nu se vorbește, și eram chiar uluit, să se atribuie prin licitație publică societății șoferului domnului Dragnea, care ulterior... Hotărâre nu e, dar e în nota anexată. Deci, în hotărâre spune că doar se aprobă închirierea prin licitație publică acestui teren în suprafață. Așa, dar spune aici ca un act adițional prin care fac chestia asta către firma respectivă. Da. Din această hotărâre, această hotărâre pe care am eu în față, nimic nu rezultă nelegal. În schimb, în situația în care, într-adevăr, acest cort este deja pus pe poziție, într-adevăr, licitația cu ghilimelele de rigoare va fi câștigată de societatea indicată de către dumneavoastră, este mai mult decât evident că ceva este putret în Danemarca, pentru că ori e licitație publică și atunci la licitație publică se fac caietele de sarcini, acolo se prevăd condițiile, trebuie să îndepliniști anumite condiții să participi la licitație. Bineînțeles, prețul este foarte important și aici fiind vorba... Prețul ar trebui să fie cât mai mare ca să fie în interesul comunității, că interesul comunității pe această suprafață de 700 de metri pătrați este să obțină un preț cât mai mare ca să justifice, nu prețul cât mai mic. Dacă această societate va câștiga în mod incredibil sau, mă rog, în mod surprinzător această licitație, deja cred că e o problemă cu IS penal, pentru că nu se poate vorbi decât de măzluirea acestei licitații. N-ai cum să vii să vorbești de licitație, de atribuire, în același timp să și indici firma care câștigă licitația. În raportul de fundamentare spune numele firmei. Uitați-l aici. Se face propunerea spre analiză și dezbatere solicitarea SC Danubius Travel International SRL privind închirierea unui teren în suprafață de 700 de metri pătrați, situat în incinta punctului de control și trecerea frontierei cu bancul la Turnu Măgurele. Terenul solicitat aparține domeniului privat al municipiului Turnu Măgurele, fiind identificat așa, iar închirierea se va face prin licitație publică în condițiile articolului 123, procedura de închiriere, prețul de închiriere și caietul de sarcini vor fi supuse dezbaterii aprobării Consiliului Local. Bine, deci... raportul acesta este ușor uluitor. Ori licitație, deci în mod normal, întotdeauna la licitație, o unitate administrativ-teritorială organizează o licitație, cei doritori se înscriu. Dar nu spui numele firmei deja care a luat-o. Depun oferte. Da. Nu, e mai mult decât atât. Nu, aici nu spun numele oferte, deci chiar îi roagă. Nu, chiar îi roagă. Așa, îi roagă. E mai surprinzător. Deci, întotdeauna, la o licitație participă cine dorește. Dacă dorește. Sunt și situații în care la anumite licitații nu vine nimeni. Păi, aici avem o dată o hotărâre de licitație și după aia, ca această licitație să se desfășoare profund legal, în deplină concordanță cu dispozițiile legale, între ghilimele, avem acest raport de fundamentare care, în mod uluitor, această primărie a municipiului Turnu Măgurele roagă societatea Danubius Travel International SRL, mă rog, și le supune atenției această situație, poate vor să participe. Situație vă la semnător, cine se va jos?
toată șefimea din primărie. Da, este incredibil. Bun, în condițiile astea vă dați. Și mai avem, că mai au. Și prețul, și prețul va fi stabilit. L-au făcut și hartă, l-au făcut și hartă cu Dunărea. Sincer, cu mie, cu, eu sunt uluit. Așa, cu Hașurat, cu culoare, cu mod. Sunt uluit în acest an de grație 2017. În care... Nu, dar eu nu refuz să cred că cineva a fost atât de tâmpit încât în condițiile... să scrie așa ceva. Adică ori e atribuire, ori este licitație. Ce în e? Condițiile în care DNA-ul e în tot și în toate. Și nu vorbim de o suprafață mică de tren, că nu asta contează. Contează în cărțile alegeri. Dați-le drumul la DNA. Deci este, nu, noi este, să este incredibil că atât funcționari publici au... neinspirația, să nu zic altceva. La prima vedere, așa pare cum spuneți dumneavoastră. Nu, de, așa nu, pare. Din deci documente, eu, din documentele așa rezultă. Situația, de fapt, este alta decât cea în drept. Așa rezultă. Și da, atunci, dar n-are cum. Licitația automat... Și eu. Trebuie verificat. Din punct de vedere... Nici l-am deschis gura înainte de a vedea documentele. Are ce să caute numele uneia dintre firmele interesate în documentele astea? Pentru că la licitație, Unitatea Administrativ Teritorială nu roagă anumite societăți să participe. Scrie condițiile, scoate la licitație, pune prețul... Am observat bine. Deci roagă să ia terenul. Roagă să participe și să vină la un preț stabilit ulterior, care întâmplător, dacă nu era emisiunea aceasta, dacă emisiunea aceasta nu era, în 2-3 zile probabil ați fi aflat și un preț insignifiant. Păi sunt absolut convins. Insignifiant. Păi primarul de acolo... Și atunci nu mai era justificarea că acest contract de închiriere este spre binele comunității. Că, într-adevăr, orice unitate administrativ-teritorială are dreptul. Are dreptul. 700 de persoane... Șoferul domnului Dragnea se pricepe și la domeniul ăsta. E bine. Dan Bucura, ce zici? Vreau să v-am ascultat cu mult interes legat de modul în care ar putea să ia, să nu ia firma respectivă, că, de ce nu, că poate o să fie totuși o licitație și așa mai departe, și aș vrea să vin cu câteva detalii care cred că ar trebui să ne schimbe un pic perspectiva. Și anume, 1. Cred că știm cu toții că Liviu Dragnea este omul care coordonează cap-coada acel județ. Nu poți să faci nimic în județul Telorman fără voie de la stăpânire. Are un control exhaustiv pe acest lucru, pe acest județ. Culmea, pol al sărăciei. Și nu o spun eu că așa mi-a venit mie astăzi, ci o spune Institutul Național de Statistică, fiind județul cu cei mai mulți asistați, cei mai multe persoane care beneficiază de ajutor social. Deci cel mai sărac județ pe care acest domn Dragnea îl mulge de ani de zile. Trage efectiv ceva de acolo și ține captiv toți acei oameni într-o sărăcie lucie. Asta că am spus așa, ca să facem o radiografie pe ce mediu își bazează afacerile domnul Dragnea, familia, de fapt, clanul Dragnea, copil, șofer și așa mai departe. Și apropo, un element de culoare, domnul Dragnea are mai mulți șoferi. Un alt șofer al domnului Dragnea era la un pas să ajungă deputat în Parlamentul României, trebuia să candideze la alegerile din toamna trecută, locul șoferului fiind luat de secretara celebra doamnă Beti. Asta ca să vedem de... Dar vreau să mai spun două fraze, că sper că o să-mi dați dreptate, că noi ne focusăm, domne, dar dacă venea concurența, dar licitație, să presupunem că noi, oricare de aici, ne făceam și noi o firmă. Și chiar se făcea o licitație pe bune. Și mergeam acolo la primăria asta, la Turul Măgurele. Și câștigam. Ce șansă credeți că aveam în acel mediu controlat 100% de clanul Dragnea să facem și afacerea și să o punem pe picioare? Păi venea peste noi. Venea peste noi. Păi ce să vină când le luau? În primul rând nu luai autorizații, închideai terenul. Bun, câștigai. După aia nu-ți dădea voie să pui o umbrelă, un pai, un ax să-l ridici. Că aveai nevoie de autorizații de construcție, chiar și provizorii, tot de la primărie. Deci dacă mergeam și încurcam această licitație, oricum n-aveam nicio șansă ca firmă dacă nu eram agreați acolo. Să ne înțelegem. Nu aveam voie să construim. După aia te trezeai, făceai ceva cu alimentație publică. Îți venea DSP-ul, îți venea poliția economică. Da, nu este o stare de normalitate. E adevărat. Și dincolo de modul în care au obținut acest teren, 700 de metri pătrați. Încă nu l-au obținut, că nu s-a desfășurat licitația din câte înțeleg. Da, prin votul Consiliului. Pentru a respecta adevărul, că ulterior am intrat și în posesia raportului de fundamentare, l-am citit, iar aliniatul 2, pentru a respecta adevărul, și așa este corect, dar asta nu schimbă foarte, foarte mult datele problemei dacă societatea câștigătoare va fi întâmplător, cu ghilimele de rigoare, Danubius Travel International. Deci la aliniatul 2, în acest raport de fundamentare, se spune foarte clar, se propune spre analiză și dezbatere solicitarea SC Danubius Travel privind încheierea unui... Dar asta a votat. Deci,
Dar asta au votat chiar în Consiliul Local. Adevărul, solicitarea a venit de la Danubiu Stradivar. Da, și erau votat. Exact, nu invers. Deci solicitarea a venit de la Danubiu Stradivar. Aia era hotărârea care au votat-o ei. Bineînțeles, într-o voioșie teribilă, cei de acolo au zis, bineînțeles, facem o licitație. Bineînțeles. Cortul este deja montat. Uitați, fotografia de sâmbătă. Urmează ca toate detaliile... Și licitația urmează să aibă loc? Ce mai contează? Iau cortul acolo, deci organizez. Detaliile mai puțin. E un detaliu asta. Detaliile astea nesemnificative. Nu o să-i concureze nimeni. Vor lua acolo și vor face manele sau ce spune aici. Și concurs de bikini. Și asta cu bikini, o singură frază că e senzațional. Cred că s-au focusat, domnul Dragnea și compania se focusează în ultima vreme pe bikini. Știți de ce? Zilele trecute, a trecut așa pe lângă noi o știre, dar în vâltoarea asta cu salarii, cu nebunii, au numit la, bine, o să spuneți că a numit domnul Grindeanu și că nu Dragnea conduce guvernul. Am numit o domnișoară, secretar de stat la Agenția Națională Funcționarilor Forței de Muncă. Da, fata unei senatoare. Fata de senatoare. Da, câștigătoare de concurs de bikini și prezentatoare de meteo în bikini pe stradă. Deci e ceva cu bikini, domne. Aici așa vreau să ajung. Când e vorba de PSD la nivel de conducere, bikini primează. Asta e, e bine, nu? E un loc foarte bun pentru cetățenii din Teleorman, că domnul Dragnea se preocupă de grija lor, le dă bikini, le dă manele, poate de manele tot anul la clubul ăla. Să fie populația fericită. De-aia nu facem nimic, că noi stăm aici, uite, ești în costum, cu cravata până la gât, bragă-te în bikini și așa ai o șansă să ajungi undeva pe vremea asta. Da, totuși, soluționarea nu vi se pare foarte rapidă, deci a depus firma domnului șofer solicitarea și imediat au băgat-o în Consiliu și au... Ca să spunem filmul complet, acum o lună când a depus-o, băi, și-au chiulit, nu știu ce sărbătoare a fost atunci așa, și nu au fost două treimi să poți să voteze. Nu au avut majoritate. Nu era, și acum i-au chemat cu Arcanul, ieri i-au dus acolo, și bă, luați hârtiile, ridicați mâna și la revedere în port la manele. Că altfel era adoptată mult mai repede. Da, aia nu au fost, nu știu ce sărbătoare a fost acum, știu. Altfel nu era adoptată în aproape o lună, era în două zile. Nu doar aici, în povestea asta. Problema de fond este că atât Consiliul Local, Consiliul General al Parlamentului României votează politic și nu votează tehnic. Eu vin de la... Eu nici pot să mă concentrez pe subiectul ăsta. Eu mă gândesc la ale mele acolo în Parlament. Știți cum se vătează acolo? Dacă vă arăt o poză cu domnișoara aia cu bikini, vă pierdeți concentrarea de tot. E secretar de stat, domnul Costa. Știu, păi probabil o să lupt și cu amendamentele cu domnișoare, că nu înțelege nimic. Da. Am văzut oameni care nu înțeleg nimic. Oameni care pe care i-am votat, am trimis acolo și nu înțeleg texte, nu înțeleg legea, nu știu despre ce vorbim. Pentru a nu fi discriminare. Nu trebuie să se creadă că domnișoarele care poartă bikini nu înțeleg nimic. Dar despre domnișoarele vorbeam în general. Nu, că spuneați, nu. Poate domnișoara chiar are un IQ peste medie, poate chiar are și cultură. Dacă domnul Solomon ridica așa, toată lumea ridica, dacă ține unul nu ridica nimeni. Deci ea nu au voie să gândească. Păi și ce vă miră? Stați puțin, dar am văzut la legea grațierii că n-au voie să spună absolut că zboară din funcții și așa mai departe. Mă revoltă. Pentru că o să discutăm și despre cazul ăsta cu salarizarea, că e un subiect fierbinte, s-au apucat... E fantastic de fierbinte, nu știu cum o să iasă din încurcătura asta, că nu le-a cerut nimeni salarii mărite. Toate articolele care fost în aplicare au fost amânate pentru... Hai să tragem o concluzie pe Valentino de la Roșiu era pe ecran mai devreme. Ar fi de preferat să nu câștige la licitația care va avea loc la o dată neprecizată, încă se cede Danubius Travel International, căci dacă această societate va câștiga... Da, asta este ceva obișnuit, să scrii din partea cui a venit solicitarea pentru închirierea acelui... Ideea următoarea. O societate comercială, dacă identifică o oportunitate de afacere, fără discuție, poate veni cu această solicitare la unitatea administrativ-teritorială. Poate veni hotărârea. Nimic putred în Danemarca. Se organizează o licitație pe care acea societate care a identificat și a întrezărit business-ul poate să o câștige sau nu. Dar atât timp cât licitația se organizează strict în limitele legii, nimic de obiectat. Bineînțeles, orice agent economic poate să spună, domnule, ai un teren acolo. S-ar putea face asta, asta și asta. Atunci celor de la Consiliul Local să le vină această idee, având în vedere solicitarea SC Primăvara SRL, de exemplu, supunem atenției dumneavoastră, domnilor consilieri, această oportunitate pentru ca unitatea să câștige niște bani la bugetul local foarte frumos. Se organizează această licitație, doar că totul trebuie să fie corect. Din moment ce nu avem data licitației, din moment ce această licitație nu s-a organizat, cum se explică faptul că acel cort al societății, dacă este așa, Danubius Travel International, deja este amplasat acolo.
dacă nu era această emisiune. Da, de unde e această informație? Păi fotografie făcută de noi la Da, dar știți că e portul... Păi terenul care l-au votat ieri să-l închirieze, e, a cui să fie cortul? Că au venit acolo, erau oamenii care îl ridicau. Îl puneau acolo, adică se vedea, adică nu... Interesant era dacă emisiunea asta nu avea loc, dacă emisiunea asta nu avea loc... Proiectul de sarcini, atunci... dacă pun condiția ca să aibă o afacere în vecinătate, atunci se va califica... Da, e corect asta, că vine vacanța asta, puntea asta cu rusalii, 1 iunie și așa mai departe, și nu poți să scapi momentul operativ, că ai 5 zile, vorba aia, 6 zile, dacă e și soare, merge treaba, e păcat să nu încasezi. Au și plaje! Deci până semnează ăștia consilieri, ăștia trebuie să dai drumul la treabă. I-a mai venit cuiva până acum ideea să fac acolo un restaurant? Păi mai încă, domne! Păi eu am înțeles, nu, alte persoane. I-a mai venit ideea să fac o solicitare la Consiliul Local să pună mâna pe teren. Vorba domnului Bucura, trebuie să vină ideea privată de acolo. Altcineva, în afară de trece prin cap, în telor, să ia afacerea lui juniorul? Înseamnă că e nebun. Bănuiesc că e o nu doar în Telorman, că asta e logica în care funcționăm de 27 de ani. Din nefericire. Din nefericire. Deci nu doar Telorman e povestea. Povestea noastră începe din 90 la zi. Peste tot s-au comportat exact așa. Ordinar. Am votat de la stânga la dreapta. Vorba noastră, cred că nu se mai poate. Doar dumneavoastră ați votat de la stânga la dreapta. Am votat că am crezut că... Dacă un adevărat social-democrat. De ce sunteți nemulțumit? Eu social-democrat, alături de mase, cântă manele cu ei. Care e problema? Nu, păi noi... Bine, eu, mă rog, glumesc. Da, haideți să luăm... O să vedem cine o să câștige această licitație. Cam asta ar fi concluzia pentru acest subiect. Să vedem cine câștigă această licitație și cei care aveți date despre ce se întâmplă pe acest teren. Dacă firma șoferului domnului Dragnea a venit deja să se instaleze acolo, puteți să ne transmite, să ne trimiteți fotografii și informații pe adresa redacției. Luăm publicitate și apoi să vorbim despre un alt caz destul de dubios. Este vorba despre acel depozit cu documente, arhiva mai multor instituții, 150 de instituții, care a ars zilele trecute și e o liniște cam dubioasă, pentru că... Păi ideea și ars ca să te lase liniște. Păi... a fost scopul ca să fie liniște, să dau foc la toți, pentru că forțele de muncă aveau acolo documente. Da, Ministerul Dezvoltării avea acolo documente. Și din ce spune domnul Sovieni, chiar ASF-ul, Autoritatea de Supraveghere Financiară, foarte multe instituții și foarte multe documente. Să vedem cine avea interes să le pună foc. Cine luăm o scurtă pauză și ne întoarcem.